Salutare pasionați de natură, bun venit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vă vom prezenta un mic filmuleț din ce înseamnă overlanding pentru voi. Uitați de like, share, comment, subscribe. Suntem undeva lângă porțile de fier, care nu au aplicațiile de muzeu, am înțeles că ar fi un muzeu. Până acum, el vorba numai în sârbește, nici atunci nu știa ce românește. Multe ori poate semnal nu avea. Așa. Cea. Așa e în camping, off-camping, să zic așa. Ceea ce se vede acum în spate, probabil vă veți întreba ce cu atâta echipament. În momentul în care pleci la drum, îți iei întotdeauna absolut tot ce ai nevoie. Bineînțeles, oameni super grăbiți, olteni, care depășesc o localitate cu 80. Asta e. Ce-am uitat noi de data asta? Fierul de călcat. Chiar da. nu am luat fierul de călcat. La... Bine, probabil mulți se vor întreba dar ce faceți cu fierul de călcat. Bine. Păi nu stăm să călcăm haine. Exact. Mai ales să călcăm haine în concediu. Nu cred că este chiar o idee chiar așa de bună. Aici o să las pe unul să explice ceea ce facem noi cu fierul de călcat. Când am rămas în pană, să zic așa, în ghilimele, cum face cafeaua? Pentru că ne-au, în momentul în care am fost undeva la Zuga, cazați, expresorul pe care noi îl aveam, ne-au rupt mânerul la el, să zic. Îl dădeau în fiecare dimineață să ne facă cafea pe aragaz, ni l-au ars, ni l-au afumat, ne-au făcut. Și am stat și ne-am gândit ce să facem noi și cum să facem cafea. Și fiindcă nu aveam sursă de încălzire, aveam totuși un fier de călcat la noi. Acel fier de călcat l-am poziționat cu talpa în sus, ceatul care calci, poziționându-l în felul acesta, l-am asigurat cumva să nu face stamina, să luați pe mine de pe volan. Așa, poziționându-l cu talpa în sus, asigurându-l în același timp, am pus expresorul de cafea pe talpă și practic l-am lăsat să încălzească până când expresorul nostru a terminat de făcut cafeaua. Și am învățat un lucru bun, că așa te descurci în orice situație. Bine, numai că dacă nu l-aveam și pe acela, unde ne cazam, ceream un fier de călcat, nu? De nu l-aveam. Însă, ceva mai târziu, mi-am luat o plită de concediu, o plită mică, ca diametru, rotundă, care poate fi folosită la orice fel de priză, 220. Și am trecut, acum o folosim pe aceea, suntem aproape zi de zi cu ea, ca să zic, de fapt, tot setup-ul din spate, în genere, nu prea îl scoatem din Subaru. Așa că îl avem în permanență cu noi și știm că totdeauna e acolo, nu ne facem griji că am uitat ceva. Nu știu, ar mai fi multe de spus legat de setup, însă în situația pe care o avem în spate, avem cam tot necesarul.
Bine, mai lipsesc unele chestii, cum ar fi un frigider care momentan este la făcut. Da, am ales un frigider inițial cu funcționare pe gaz și pe plier, însă n-a fost ceea ce ne-am dorit noi. Și l-am lăsat unui priceput. Numai că din China, produsele care le-am comandat pentru acel frigider, și anume niște petlieruri, nu prea vin. Vin foarte greu, am anulat câteva comenzi până acum în stand-by de vreo 3-4 luni de zile și mai bine. Și așteptăm să ne vină piesele. Da, like, share, comment, subscribe. Și vor urma și alte aventuri. Rămâneți aproape să vedeți filmulețele pe care le-am făcut la plisură. Ulterior vor veni și ele la plisură, la Herculane, Baia Apollo și multe altele. Aventura continuă. Așa cum spuneam, platoul Corinthii se află undeva la 4 ore jumătate de mers și am propus că în momentul care va veni și vara, îl vom face. Da, bine, nici iarna nu este de nefăcut traseul, decât că a plouat. 3 zile, 4 zile a plouat foarte, foarte mult, iar pământul nu a fost foarte uscat ca să putem urca pe mine. Asta a fost. Am fi riscat să venim destul de uți și noroiți și am zis că mai sunt zile până la vară și cred că vom repeta. Așa, întrucât acum ne aflăm chiar pe lângă Orșova, avem și peisajele Orșovei cu canalul Dunăre. Sârbii n-au dat ceva de furtă. Ah, da, de menționat. Cu telefoanele și cu toți ne-au dat și cu radio-ul, apropo, și radio-ul la Subaru. O luase și el un pic așa pe arătură de la Sârbi, dar s-a revenit. Inițial am fusesem impresia că s-ar fi ars vreo siguranță, deoarece nu ne-a arătat absolut nimic pe el, pe afișaj. În caz de aveți drum pe aici, pe la plisura Dunării și astea, mare atenție cu telefoanele. Să nu activați roaming-ul sau altceva, să vorbiți în roaming, asta că e un pic cu deranj. Noi am consultat și InfoCost. Și ne-am dat seama că, într-adevăr, ia din date mobile și voce, cei care nu au minute internaționale și date mobile, de recomandat ar fi să fie închise. Așa, întrucât tarifele sunt mari. Da. Să țineți minte, e bine de știut. Având în vedere că și radiourile sunt foarte greu de găsit în zonă, intră în mod expres radiourile sârbești, așa că dacă vi se dereglează radioul de pe mașină, să știți de ce. Sunt foarte puternice releele lor, așa că o să fie bine, o să-și revină mare de agentie. Eu zic că revenim, când ne mai aducem o minte, revenim. Da. Astea ar fi primele impresii după un mini concediu, îmbinat și cu băile Herculane. Vom reveni cu siguranță. Avem o țară frumoasă, merită vizionată. Da, chiar da.